Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Vă invit să-l urmăriți astăzi pe artistul Mircea Bârloiu, să-i urmăriți cuvântul, gândul și fotografii ale lucrărilor sale care vor începe să ruleze la un moment dat pe ecran. Ne cunoaștem de mult, deși mintea îmi spune că timpul trece și peste el, că timpul a trecut și peste el, ochii mei pe Mircea îl văd la fel. Mircea este mai mult suflet decât trup. Eu cred că aici stă, de fapt, explicația. Bine ai venit, mă bucur că ne revedem, dragul meu. Dumnezeu să fie cu tine. Bine te-am regăsit. Așa. Mircea, ce ai mai făcut, ce mai faci și ce reușește să te mai bucure în această perioadă? La ce lucrezi? Deocamdată nu mai lucrez, pentru că știi, de obicei, după ce faci o expoziție, și am avut norocul să fac expoziția până în declararea stării de urgență, după ce faci o expoziție, simți nevoia să te relaxezi, așa, și fizic și psihic. Să te scuturi de pulberea astrală. Da, să da. Dai la o parte absolut și inspirațională, tot. Da, sigur. Da. Adevărul e că nici nu poți să faci așa o chestie una după alta. Întotdeauna, da. În momentul când îți pregătești o expoziție sau pornești de la idei pe care le materializezi încet, încet, le iei, le întorci pe toate părțile, dacă ideea nu e bună, încerci să mergi pe altă temă. Toate lucrurile astea țin de bucătăria artistului, deci fiecare, după cum își are el ritmul. Da, după cum s-a autoeducat, s-a autodisciplinat. Din acest punct de vedere, iartă-mă că te întrerup, mie mi se pare că tu ești extrem de modern, tu ești omul proiectelor, ale seriilor sau ciclurilor tematice. Da. Eu, adevărul e că eu, și tu știi chestia asta, eu încerc întotdeauna să fac altceva. Da. Deci asta o chestie care unii mi-o reproșează ca o parte, domne, nu te așezi, nu. Dar omul e făcut, cum să spun, să dibuie, să caute, să facă ce se întâmplă în jurul tău, în interiorul tău, știi? Și întotdeauna descoperi lucruri pe care poate nu le-ai gândit vreodată. Da. Ai câteodată surprize să descoperi că ești în stare să faci și altceva. Da, da, da. Să nu intri într-o rutină de-asta care devine monotonă, plictisitoare, știi, și pentru tine și pentru privitor, da, până la urmă. Să nu devii ceea ce am devenit noi, morți vii. Da, niște oameni care... Da. Roboți, da. Mișcători. Umblăm... Da, cu o empatie cu niște mult ochelari redusă. De cal, da, 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 fără să ne uităm în dreapta, da, în stânga, sus și jos. De-aia eu spun că întotdeauna bine, pentru unii perioada asta de carantină, de urgență, de ce a fost, într-un fel a fost benefică, știi de ce? Pentru că eu, de exemplu, am putut să mă adun, să mă... Mă rog, pe de altă parte, simțeam nevoia să mă desfășor în același, da, timp. Dar chestia asta, știi, te pune... Mă rog, pe mine m-a pus într-o situație pe care n-am mai trăit-o și cred că multă lume n-a mai trăit o situație din asta. Dar, cum să spun, după aia... Când s-a terminat toată chestia, s-am simțit nevoia. De fapt, nu s-a terminat nimic. Nu s-a terminat. Mă rog, continuă oficial, sub altă formă, da? Da, da, da. Oficial, da. Poate cine știe. Balaurul are multe capete. Da. Dar prima chestie de relaxare a fost că am fugit imediat la mare. Așa. Fără frică. Da, nu mai era nicio... Și, cum să spun, chiar cu un risc. Da, domne, da. Dacă e... Dar e așa un fel de eliberare până la urmă. Da. Să stai la soare, să nu ai nicio problemă, să... Dar îți spun, și mi-a făcut bine chestia, da, asta. E drăguț că am fost și la Nămol, pentru că
știi tu cum e vârsta. Da, deși tu ești foarte tânăr, ți-am spus-o, da, și ți-o repet, pentru mine vei fi, da, adolescentul cu păr de argint, da? Da. Păi nu, că important este să fii tânăr aici. Și aici. Și suflet, da. Că trupul, da, se degradează. Ne întoarcem așadar la perioada prin care trecem. Da. Vedem multe, auzim multe, simțim multe, nu știm însă cât de corect reușim să interpretăm tot ceea ce trăim. Într-o frază scurtă, care crezi tu că este esența acestui timp? Păi, e un moment așa de introspecție, cred eu, în care, știi că un artist nu se poate izola într-un turn de filde și așa, trebuie să trăiască în societate, că până la urmă el face nu numai pentru el, bine? El trebuie să împartă, să împărtășească, da, toată lumea, tot ceea ce face el. Dar timpul ăsta e, oricum fuge, da, și nu ne mai întoarcem, dar măcar să trăim intens. Intensitatea, zici tu, că eu ar fi de luat în seamă. Eu asta cred că trebuie să, da, trăim, da, cu intensitate, pentru că nu știm, da, Dumnezeu cât ne dă. Da. Da. Și imprevizibilul este inerent. Da. Că nu știi. Ești de aici și te calcă o mașină. Vorbeai mai devreme despre faptul că ți se reproșează pe nedrept, da? Da, nu. Absurd, cred, da? Faptul că încerci să fii altul, să descoperi altceva, să te descoperi dintr-o altă perspectivă. Eu am identificat, se poate să fie mai multe piste, da, pe care să putem alerga, două coordonate mari în ce privește creația ta, de când te cunosc și până în clipa de față. Prima coordonată este cu bătaie către esențializare, către schematizare. Ești preocupat de anatomia ființei umane, de dinamica ființei umane. Pleci de la ființa umană încărcată de poveri, de erori, nu spun de păcate, eu mă feresc de cuvântul păcat, și ajungi cu această esențializare până la cruce și la răstignirea lui Iisus Hristos pe cruce. Ar fi prima pistă pe care tu alergi. Cealaltă e cumva în contrast, vine în contrast cu cea despre care am făcut vorbire mai devreme. Ești foarte implicat în detaliu. Ești, debordezi de entuziasm când vine vorba să fii meticulos. Culoarea, în cazul tău, din punctul meu de vedere, este un pretext pentru formă, dar în clipa în care se așează frumos peste formă, ea capătă identitate, ea culoarea, ea începe să spună o poveste pe care altminte n-ar fi spus-o. Am în fața mea, din punct de vedere artistic, un Mircea cu dublă personalitate. Te rog să mă contrazici, te rog să mă cerți, nu să faci ce vrei tu. Nu te contrazic, e un punct de vedere al tău. Deci eu am, mă rog, evoluția unui artist, da, trece prin mai multe faze, știi? Poate să ajungă, dar totul e că normal pornești de la natură și de la felul de a înțelege și de a percepe și de a reda natura. Mulți, acum cel puțin mă uit la, cum să spun, curentul ăsta modern, mult sar peste chestia asta. Deci, în majoritatea academiilor de artă nu se mai face cum era înainte, studiu. După natură. După natură, da, cu anatomie, cu tot felul. Nu? Că totul este așa, la alegerea clientului, cum ar veni, știi? Și din cauza aia există o superficialitate care se simte. Un om care știe și lucrează și face, un om care vede mult, își dă seama când se uită la o lucrare și spune, stai nene, că ăsta e naiv, nu știe. El încearcă să facă, dar nu se simte, cum să spun, ceea ce e dedesubt, adică, da, studiu. Că eu mă uitam la, fac o paranteză mică, m-am dus la Muzeul Picasso
Și am văzut cum a început Picasso cu studiul de nu-ți vine să crezi. Da. Anatomie, academism, de la rusesc. Și a ajuns la ce a ajuns. Da. Dar acum lumea care privește este șocată. A, păi pot să fac și eu niște mâzgălituri de alea. Nu e adevărat. Și nu este adevărat că nu poți să faci. Da. E foarte greu, de exemplu, pentru un artist să deseneze ca un copil. Da. E foarte greu. Eu am încercat să desenez cum desenează un copil de 5 ani, 6 ani, 7 ani și nu poți. Ți-a dat ție lecții. Da. El ți-a dat ție lecții, pentru da. Pentru că orice ai face tu, ca artist, nu poți să te pui în mintea Mircea, lui. Diferența o face emoția. O face gândirea magică diferența, din punctul meu de vedere. Da, e adevărat. Și pe măsură ce îmbătrânim, da, motorașul acela magic merge din ce în ce mai greu. Ruginește. Hai să revenim la ce m-ai întrebat. Da, te rog. Și eu, de exemplu, am descoperit culoarea foarte târziu. Toată lumea zice că sunt pictor, dar eu nu sunt pictor. Știu, ești grafician. Eu am început să fac grafică. Da. Dar întotdeauna, și ți-am mai povestit, de multe ori ți-am povestit, cum eram fascinat de caligrafia chinezească. De felul cum un artist, că ăia sunt niște artiști, caligrafii, și japonezi și chinezi, cum se concentrau, cum mișcau pensula aia pe hârtie, cum o ridicau, ce gesturi aveau, eram fascinat. Zic, dom'le, înseamnă că omul ăla nu scrie vacă sau nu știu ce. El gândește întâi cum vine, cum să mișcă în spațiu mâna și după aia pune pe hârtie. Dar are loc o alchimizare. Da. Eu am încercat, și eu am încercat să fac chestia asta. Mă rog, după aia am ajuns la anatomie, care spuneai tu, da, esențializat, adică nu m-am apucat să fac studii de nu știu ce, ci din două pensule, personaje și, mă rog. Și după aia, la un moment dat, tot așa, încetul cu încetul, încercându-mă pe mine să văd ce sunt în stare, am încercat să pictez. Da. Ceea ce a fost foarte greu. Nici acum nu știu dacă eu pot să știu, sunt alții care au experiențe de ani de zile. Eu, hai să zic, 15 ani, 20 de ani, cred, m-am apucat de pictură. Și a trebuit să descoper, nu m-a învățat nimeni. Adică eu am făcut, bineînțeles, dar nu la modul că face același lucru în fiecare zi și descoperi în fiecare zi alt și alt lucru nou. Și cum se face, și ce tehnică, și, mă rog, cum e tușa, și cum e... Ei, toate astea le-am descoperit. Ți-am zis odată că mi-ar fi plăcut să trăiesc în baroc. Se simte asta în lucrările tale. Da, mi-ar fi plăcut să fiu... Bine, puteam... Oricum, eram un anonim acolo și poate și aici sunt. Dar felul cum... Că tu ai sesizat chestia asta, că îmi place detaliu, îmi place, deși nu este detaliu de fotografie, că nu fac hiperrealism, eu nu fac din ăla așa. Deci dacă te uiți de departe îți dai seama. E detaliu de poveste, dar e cu totul altceva decât fotografia. Eu, de exemplu, simt și fac repede niște lucruri, dar nu le duc până la, cum să spun, la supra-hiperrealism. Da. Mai mult impresia, știi? Deși de departe pare foarte realist, când te apropii o să-ți dai seama că sunt lucruri care sunt repede făcute, în 5 minute, în 10 minute. Nu stau să fac... Apropo de chestia, că am râs la un moment dat, că dacă asta, când am făcut pe Regina Maria... Da. Chiar vreau să vorbim despre această expoziție. Cred că am pictat, știi, că avea mania cu perlele, era cu perle. Și m-am documentat și a trebuit să fac mii de perle. Nu mai știam cum, deși, și toată lumea spunea, ce, dar cum poți să faci așa? Păi zic, eu le fac în 5 minute. Pac, 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 cu pensula,
trei puncte, pui accent, nu știu ce, și gata, ai terminat. Ce nu, ești nebun, dacă poți să faci așa ceva. Și eu lucrez foarte repede acum, pentru că la un moment dat când intri într-un anumit ritm și știi ceea ce poți să faci, nu mai stai să descoperi, să dibui acolo, știi, să vezi ce... Să merge totul repede. Da. S-au mirat că am putut să fac într-un 4 luni de zile 25 de portrete. Păi le faci dacă intri în priză, eu visam noaptea, ce trebuie să pun acolo, cum trebuie să fac chestia. Expoziția aceasta dedicată Reginei Maria are o poveste în spate, da? Pentru că spunem povești. Am înțeles, te rog să mă corectez dacă eu greșesc, cum că, de fapt, informația legată de expoziție și impulsul, imboldul de a lucra, da? L-ai primit de la nivelul altor structuri, da? De păi conștiință. Nu e singura. Da. Singurul moment. Da. Ai visat? Deci, ai visat cu ochii deschiși? Ai visat noaptea? Nu, am visat noaptea. Așa. Și visam că eram în atelier și mă învârteam prin atelier și nu știam ce să fac. Și erau atunci, am văzut și un documentar, dar vezi ce înseamnă subconștientul, că nu știi când să face de clicul. Și noaptea am visat, mă învârteam și cineva mi-a spus, fă portretă, Regina Maria. Mm-hmm. Ai auzit vocea? Da, o voce. Da. Și m-am trezit și bineînțeles că mi-am adus aminte, de obicei nu ți-aduce aminte de vise, știi? Și m-am apucat documentare, am găsit o groază de fotografii, toate alb-negru, ți-am mai povestit. Da? A trebuit să brodesc eu niște... M-am documentat ce îi plăceau, ei plăcea culoarea violet, perle, safire, mă rog, ce avea. Ea avea tot felul de astea. Și am descoperit o femeie super inteligentă. Deci era o femeie cu un simț de ăsta bine și din educație, deci englezoaică, mă rog, jumate, dar de fapt englezoaică era. Și cu foarte mare putere de convingere. Deci când spunea, deși săraca după aia, spre sfârșitul vieții, a intrat așa într-un con de umbră, ea aștepta să fie regentă când a fost Mihai voievod și, mă rog, n-a fost băgată în seamă și după aia a marginalizat-o. Carol a marginalizat-o complet. Cu alte cuvinte, în expoziția ta, cei care o văd pe Regina Maria admiră nu doar lucrarea în sine, compoziția, admiră și expresiile, care sunt expresiile reginei filtrate de tine. De mine, da. Pentru că e imposibil să faci un portret după fotografie. Bine, imposibil. Da. O fotografie seacă, e o fotografie, știi? Uh-huh. Pe când, în momentul când faci un portret unui personaj, ăla nu o să stea așa ca o stană de piatră, o să-i mișcă, vorbește, îi surprinzi anumite... Trece printr-o gamă diversă de stări. Da, bineînțeles, de stări, de expresii ale feței, adică nu, e altceva. Și tu ca artist trebuie să sintetizezi într-un fel, să prinzi ceea ce e caracteristic personajului respectiv. Că poate să aibă un zâmbet specific. Dar să nu fie zâmbetul... Da. E, de obicei, partea cea mai... care mi s-a întâmplat mie, de câte ori faci portretele cuiva, așa, întotdeauna clientul zice, sau mă rog, clientul, ghilimele, că... Da. Așa? A, păi nu semăn eu, că uite, am gura strâmbă, că am nu știu ce, că ochiul ăsta e nu știu cum, că nu m-ai făcut bine. Și eu explic, în primul rând, noi ne cunoaștem fețele din oglindă. Da. Deci fețele noastre sunt altfel văzute de străini. De cei care sunt în jurul nostru. Noi ne cunoaștem din oglindă foarte bine, că ai observat când ne vedem într-o fotografie, aoleo, am gura strâmbă, aoleo, nu știu cum vai, sunt. Vai, dar nu mă plac. Da, că nu-mi place cum arăt, că nu știu, dar de fapt tu ăla ești, știi? Da. Și asta spun, că în momentul când faci o lucrare, mai ales un portret, tu și după o fotografie încerci să cauți
elementul care să fie. Eu am, de exemplu, am avut portrete cu ea când era în tinerețe, da, de când era principesă până la bătrânețe. Da. Și ce ai simțit că s-a modificat? Bine, ea, oricum, timpul schimbă. Dincolo de uzura trupului, mă refer la expresia ochilor, la acel zâmbet special al ei. Te și numai la, ei. La Maria, da, da. La Maria, da. Da, bine, tinerețe, prospețimea feței, un aer din ăsta romantic. Odată cu vârsta rămân din noi, bine, niște rămân linii ochii esențiale. Albaștri. Deci avea niște ochi albaștri fascinanți. Așa, rămâne intensitatea, da, culorii ochilor, de exemplu. Da, deci, da, toată lumea era... După aceea, cum să spun, avea un anumit gen de statură. Ea oriunde se ducea, avea un aer regal, așa. Da. Toată lumea... Chiar dacă putea să fie o femeie normală după stradă, dar când intra ea undeva, bine, avea și un, cum să spun, și statutul era, că nu se ducea ea să intre în restaurante sau nu știu ce, fără să știe lumea, că s-a dus la Paris cu fetele nu știu ce, atunci cu Trianonul, a fost... urmăreau, reporterii erau, la fel în America, era o chestie, cum să spun, ea era... Născută să fie născută ceea să ce a fie, fost. Da, da. Mircea, expoziția a fost itinerantă, pardon. Da, am făcut la Sinaia, la Casino. Casa Regală te-a contactat? Nu. Dar știe? Nu cred, eu nici nu am făcut, cum să tu spun. Tu ești foarte timid. Da, nu pot să-ți faci bine, eu nu sunt ăla care să-mi fac reclamă așa peste tot. La Sinaia, când m-am dus, am bănuit că o să fie o chestie în care o să, mă rog, o să vină. Vernisajul a fost foarte simplu. A venit Mimi Necula, care e la televiziunea română, m-a prezentat, a fost... 30 de oameni, dacă au fost în sală. Sala Cazinoului e foarte mare și, mă rog, am mai adus niște naturi statice, tot din alea baroce, așa, adică, da, din cauza s-a și numit restaurări regale, nu mai știu cum. Da, oricum alt fel decât s-a numit, da, aici. Mă rog. Da. Și a fost foarte vizitată, dar pentru că ei fac turul cazinoului cu vizitatori și duce și în sală acolo. Da. Sunt foarte multe expoziții, una după alta. Deci n-ai trimis niciun semn, niciun porumbel nu, către nu. Casa Regală? Nu. Ca să știe că Regina Maria există, câte tablouri sunt? 18 lucrări, nu? Nu, 20 și... S-au adăugat, nu știu, eu știam de 18, da. Uite, e o bună ocazie aceasta să afle lumea, da? Lumea se păi va uita. Păi acum nu mai ai... Și prin lume să afle Casa Regală, da? Bine, și dacă află, am înțeles acum că au redeschis Palatul Elisabeta pentru vizitatori, dar nu știu dacă ei sunt atât de interesați de... chestia asta, pentru că nu numai eu sunt ăla care am făcut chestie, portrete și nu știu ce ale familiei regale. Tu ești un contemporan al actualei case regale, le-ai făcut recent. Da, mă rog. Și cred au amprenta ta, au sigiliul tău. Da, eu cred că s-a aflat totuși că eu am niște cunoștințe care sunt vârt în mediul ăla, așa, știi? Da, da. Și atunci, probabil că ei știau că eu am făcut expoziția și probabil că au spus, da, mare interes n-am văzut din partea lor. Mă rog, eu le țin pe pereți, am făcut câteva cadouri, că am început să fac cadouri, ca de obicei, și am dat vreo 4-5 cadouri. Regina Maria? Da. Semnătură Mircea Bârlou. Da, frumos. Mă rog. Schimbăm ușor registrul. Ce veți face, dragă Mircea? V-ați adunat. A fost perioada aceasta în care fiecare și-a văzut cum a putut de treabă și de propriul suflet, da? De propria minte, de proiecte. Da. Vine o perioadă când trebuie să ieșiți în lume.
E un trebuie imperativ, e un trebuie care țâșnește din interiorul ființei umane. Da, e adevărat. Vernisaje? Se va mișca, se va modifica esența, conceptul de vernisaj? Nu, nu cred că se mai fac vernisaje sau se fac, dar la modul 3-4 cu mască. Oameni. 3-4 persoane cu mască, cu mască și încercând mască, să da. Păstreze distanță. Adevărul e că momentele astea ar trebui să fie, cum să spun, credeți că veți ieși fără mască. Păi fără mască. În ghilimele. Cultura nu are nicio treabă, nicio legătură cu masca de protecție. Tocmai. Suntem siliți să purtăm mască din alte motive. Nu, eu vă întreb cum ați gândit suntem voi. Suntem siliți, dar ca un, cum să spun, ca un mod de a te, cum să spun, eu nu, dacă ar fi după mine, n-aș purta masca. Știu. Tocmai de asta dar am din, spus că suntem din respect pentru ceilalți, siliți pentru că suntem un organism, suntem un corp comun. Da, da? Pentru că știi cum e, Dumnezeu îți dă. Da, și nu știi și dacă nu cumva dacă, dă și da. Ție, deși nu Dumnezeu ți le dă. Așa că întrebarea mea este aceasta. Da. Ce veți face? Aveți o strategie? Artiștii trebuie să iasă la rampă. Păi, la un moment dat, cred că o să ieșim din toată starea asta. Și dacă nu vom ieși prea curând? Ei, nu se poate. Ăia care vor supraviețui, o să, până la urmă, o să revenim la normal, la cum o să arate păi acel de ce? Normal? O să ne vaccinăm da. Până la urmă și probabil că toate lucrurile vor redeveni ca acum un an, doi. Însă am impresia că se vor întâmpla multe schimbări. Păi vezi. Și ca mentalitate și ca mod de Mircea, gândește-te puțin. Și nu exista coronavirusul, da? Da. COVID-19. Bine, nu exista. Noi trăim cu milioane de bacterii, virusuri și așa mai departe. Gândește-te că odinioară în copilăria adică, de fapt, mea, ei cea veche, ei trăiesc cu noi. Da, noi ne considerăm stăpânii naturii, fals și așa mai departe. În copilăria mea cea veche și daurită, când un artist avea expoziție, el stătea câteva ore bune în expoziție și chiar intrau ființe umane doritoare să vadă, să întrebe. Asta e altă poveste. Se venea la atelierul artistului. Eu chiar mă gândeam înainte de instituirea stării de urgență să reluăm genul acesta de vizită veche, așa, vizită cu polei. Păi știu, țin minte. Acum o să dispară și vernisajul. Păi o să dispară, dar o să reapară, pentru că în Occident, de exemplu, acum, mie îmi spuneau prieteni de dincolo, nu știu ce să facă, înainte nu existau, la ei nu erau vernisaje, așa. Pentru că lumea nu mai vine în galerii, ce crezi că fac? Prezentare de vinuri, șampanie, da, să bea, o asociau să... Deci, cu... Da, promovare produse de ce, serie produse, și de larg da, consum. Da. Da. Bineînțeles că unele sunt, cum să spun... cum să spun, cu public ales, adică nu vine ăla după stradă, să intre, cum erau pe vremuri pișcotarii, de veneau, umpleau sala și se repezeau imediat la platourile cu fursecuri și cu sandvișuri și își băgau și în geantă. Uite, o să fac așa o glumă amară, aspră, nici de pișcotari nu mai avem parte. Și păi nu o să da, mai avem, o să le ducem dorul pișcotarilor. Nu, tu ești pesimistă, dar așa sunt eu sunt optimist. Da, știu. Că lucrurile vor redeveni... Vor reveni la o normalitate, care sigur că nu va mai semăna. Da, eu țin minte și momentul când eram acum 30-40 de ani, că țin minte că erau ateliere unde deschideai ușa, era plin. Păi asta spuneam. Toată asta lumea spuneam. Discutau despre tot felul de... bancuri, de nu mai o... spun ce era pe vremea lui... Da, așa, și vremurile, tot, da. Da, dar era tot timpul așa, du-te vino, exact. cioc. Culmea e că Margareta putea, Popescu, doamna Margareta. Da, nu putea să lucreze, pentru că, de exemplu, Târgu Dâmbovalea era prima. Cum intrai, era în dreapta ușa ei și în dreapta era Gică Mantilie. Și ea ținea ușa deschisă tot timpul. Cum venea cineva, ducea la ea, se așeza pe scaun și începeau. Și nu putea să lucreze. Și după aia îți povestesc uite, eu poanta care nu pot să pun la televizor. Da, uite, dar era, uite așa, du-te dar Mircea, gândește-te și gândiți-vă, doamnelor și domnilor, toate acestea s-au întâmplat în timpul vieții noastre.
Păi, acum 20 de ani. Acum... că nu este sfârșitul lumii. Ba, deci... este sfârșitul unei lumii, așa. Dom'le, am trecut gripa spaniolă, au omorât 60 de milioane de oameni. Faptul că nu murim fizic nu e o tragedie. Tragedia este că, deși ne mișcăm, ne bate inima, respirăm, suntem pe dinăuntru alții. Păi, și nu știm pe cine avem în față. S-a schimbat cel pe care îl avem în față, pe dinăuntru. Asta este tragedia. Așa înțeleg eu lucrurile. Da, e adevărat că oamenii se schimbă, dar până la urmă... Ia spune-mi, cu câți dintre amicii, nu spun prieteni, prietenul e ceva mai complicat, mai profund, cu câți dintre amicii de dinainte de starea de urgență te mai vezi astăzi? Păi, Mara... Cu cine? Doamna Mara? Șerban? Așa? Cu domnul Șerban? Doi. Pescu. Am numărat trei. Cu mine? Mă număr și eu cu tine. Pe trei. Cu Liviu. Patru. Cu ne vedem? Patru. Ne vedem, da, așa... Marinică. Deci, da, într-adevăr stau și gândesc că degețelele unei mânuți. Da, 5-6 oameni cu care te vezi relativ constant. Dar m-am întâlnit și cu oameni care întotdeauna păstrează distanța, deci nu mai pot. Da. Am avut într-o zi, m-am întâlnit cu nu știu cine și am, fără să vreau, am întins mâna, știi? Da. După aia mi-am dat seama că e un gest aiurea. Da, acum a devenit. Și s-a uitat așa, de parcă eram ciumat, știi? Uite, mie mi s-a întâmplat și să... Cu cunoștință foarte bună, știi? Și după aia am râs și am dat cu cotul, da, știi? Uite, apare un salut nou. Da. Apropo de noua normalitate. Da. O întrebare personală. Ți-e dor să te îmbrățișezi? Să te lași îmbrățișat? Să... Uite, mi s-a întâmplat într-o zi, eram pe stradă, nu știu, pe la policlinică pe acolo și m-am întâlnit cu, dacă știi, pe Cristi Dragomirescu, părintele, preot. Acum nu leg numele de echip. Deci a fost elev la noi la liceu, mă rog, după aia a făcut teologie și am mai popă la Ștefănești. Și eram într-o, deci eram cu mască, stare, domnule, a venit... la mine, domn profesor, și m-am îmbrățișat, dar eu m-am rămas șocat, era cu taică-sul. Nu te-ai gândit? Părintele, deci da, amendă dacă ne vede polițistul. Da? Și m-am îmbrățișat și după asta să zic, domnule, dar e un gest firesc până la urmă, știi? Da. Și, eu de ce spun, Mircea, că se schimbă multe? Mie mi s-a întâmplat să mă îmbrățișez, să sar în brațele domnului director Mihai Golescu. Da. Păi s-a făcut droate în jurul nostru și se uitau mustrător la noi. Da, sunt gesturi care erau, da? Da. Păi și datul mâinii era un gest firesc, nu până la urmă. Da. Și uite că nu mai e. Da. Ne apropiem de capătul întâlnirii noastre. Vreau să-mi spui, iarăși îmi place că tu ești de o sinceritate dezarmantă, da? Crudă, fără să fii crud în esența ta, ce... se va alege de această filială de la Pitești a Uniunii Artiștilor Plastici, pe care ai coordonat-o ani buni, în perioada 1990-1998, se ocupă domnul Daniel Preduț. Ce va fi să fie? Bine, este o proiecție a ta, subiectivă, evident. Da, nu știu ce o să fie. Pentru că, iartă-mă că-ți spun și să mă ierte colegii tăi, vă prețuiesc pe toți, ca și în cazul Uniunii Scriitorilor, sunteți bătrânei morți. Da. Și eu sunt o bătrânică pe moarte, da? Nu se împrospătează rândurile. Asta este paradoxul, știi? Pentru că noi ne dorim ca generațiile care vor urma, că noi aveam niște idealuri. Deci eu când eram la facultate, următorul lucru era să devin artist profesionist, ceea ce era o chestie extraordinară. Da. Da, era a doilea după Dumnezeu. Da, da, pentru asta trebuia să muncești. Știu, da? Deci trebuia să te zbați, să ai expoziții naționale, personale, nu știu. Treceau ani de zile după ce terminai facultatea, intrai la Uniune, dacă îndeplineai toate chestiile alea. Era greu să intri la o bienală de grafică, era jurul, erau 5.000 de lucrări, îți dai seama, trebuiau să aleagă din 5.000 ce era mai bine, mai bun. Da. Poate nu erai printre ăia, de-aia al doilea an, al treilea an, mă rog. Acum, nici n-apucă să termine facultatea și hop, intră în Uniunea Artiștilor. Nu o spun cu răutate. Am înțeles. Dar o spun pentru că ei nu știu ce înseamnă ca artist să muncești, să
te întreci pe tine, să te perfecționezi. Și să te simți și crescând, și să, evoluând. Da, da, bineînțeles. Și mă uit la ei, majoritatea termină facultatea. Acum nu le spun cu răutate, dar termină facultatea, intră într-un lac așa cu valuri mici, așa, da, calm, liniștit, nu mai au niciun da, țel. Am înțeles. Deci da, se plafonează de tineri, nu încearcă să facă absolut nimic, să văd, au ateliere, deci pot să fac acolo, să se închidă. E drept, unii au copii, neveste, alte probleme, eu știu, aveau, da, da, și înainte aveau. Sacrifici ceva dacă vrei să faci ceva în viața, dar trebuie să sacrifici ceva. Nu poți. Da. Fără un sacrificiu, ora aia, dacă mergi pe mijloc, mergi așa ca dambouăle. Uh-huh. Dacă trebuie să o iei în dreapta sau în stânga, dar întotdeauna trebuie să ai, să poți să faci ceva și încolo și încolo. Ei sunt blazați de tine, domnule, nu știu, nu lucrează, nu au... Acum am stat și m-am gândit la un moment dat, asta o spun că e gândul meu, dar nu știu dacă o fi. Știi că chestia cu legea aia 8 cu pensia, mm-hmm, că îți mai dă, nu știu, cât, jumătate 50%. Pensie, da, da, pentru că majoritatea artiștilor, deși toată lumea crede că sunt super bogați, da, sunt o mână de artiști care sunt cei mai mari, dar restul ies cu niște pensii de 1700-1800 de lei. Și cum să supraviețuiești când tu trebuie să și lucrezi, să-ți cumperi materiale? Nu poți să și, da, trăiești. În fine. Și mă bate gândul că mulți apelează la chestia asta ca să ia, să gândesc la pensie, deja ei au 30, da, de ani. Da, uite, e iarăși o reacție dramatică. Pentru că eu dramatică întrebam, care este motivul pentru care tu vrei să fii membru al Uniunii? Pentru... Spune, pentru ce? Ca să-ți fac o glumă. Așa. La un moment dat, când erau cu astea cu expoziții, când intrai în Uniune, la un moment dat povestea Iliescu Cărinești, că eram președinte de comisie, l-a întrebat pe unul care avea 60 de ani și candidat pentru Uniune. Deci 60 de ani, era în pragul pensiei. Da. Și l-a întrebat, domne, dar ai 60 de ani, pentru ce mai vrei să fii membru al Uniunii? Și i-a răspunsul a fost stupefiant. Ce vreau să scrie pe cruce, că am fost membru UAP. Deci îți dai seama. Cu ce frustrare trăise toată, da, viața. Toată viața trăise, da, cu frustrarea că nu e membru al Uniunii. Da. Dar el și-a dorit și la 60 de ani a avut curajul să facă chestia, da, asta. Da. Ei, ăștia tinerii nu mai vor să facă chestia. De asta spun că nu știu către ce ne îndreptăm. Nu mai avem idealuri. Ne e frică să ne îmbrățișăm. Nu știu, poate judecăm noi greșit. Da. Ei or fi având alte idealuri, dar pe ei, de exemplu, am observat, banul îi taie. Deci, da, 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 asta este prima chestie, să aibă mașini, casă, o familie, nu știu cum, cum fericită. Cum o fie acolo, da, dar să fie aparența, să existe aparența unei familii. Dar, da, discutam și spuneam, domne, rău e ca în viață să ajungi să faci compromisuri, că până la urmă, da, toți facem câteodată compromisuri. Și de ăștia spuneau la 17-18 ani, nu o să fac niciodată în viață compromisuri. Eu nu o să mă prostituez niciodată, la modul... Da. Deci nu. Și acum, da, banul este pe primul plan. Altceva nu contează. Poți să ai, să n-ai talent, nu contează. Banul este ochiul dracului, până la urmă. Mircea, eu îți mulțumesc. Mă bucur, da, că am stat de vorbă. Am reușit și eu să ies un pic din carapace. Cu tine, da, pot să ies. Aștept să ne îmbrățișăm în fața camerei fără să ne temem că vom primi amendă. Da? Da. Doamnelor și domnilor, optimistul, adolescentul, pesimist, păr de argint, Mircea Bârloiu, mi-a fost astăzi companion. Sper să vă fi făcut noastră plăcere dialogul pe care l-am purtat cu Mircea. Aștept să ne revedem la Metopa, pe oriunde, la Muzeul Județean. Noi ne vedem și în particular și ne îmbrățișăm în secret. Da, da. Rămâneți cu bine!